Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În episodul de azi vom face oarecum a doua parte în privința amplificatorului chinezesc cu YD1028. De această dată îl vom testa în configurația punte. Acesta este datasheet-ul integratului YD1028. După cum știți, acest PCB a fost proiectat pentru varianta stereo, însă uitându-mă atent în schemă, mi-am dat seama că se poate schimba chiar foarte ușor. Chiar cineva în comentariul din clipul anterior cu acest integrat îmi spusese că este foarte simplu și chiar e foarte simplu, nu e așa de dificil. Hai să mergem la schema respectivă. Aici este varianta stereo, în interior se vede că avem două amplificatoare, canal stânga, canal dreapta, fiecare intrare printr-un condensator de 220 nanofarazi și intrarea 1 și intrarea 2 și ieșirea printr-un condensator electrolitic de 470 microfarazi, fiecare ieșire. Mai departe avem varianta în punte. Din câte se vede varianta punte, au fost eliminate condensatoarele electrolitice de pe ieșire, iar intrarea dinspre amplificatorul din dreapta a fost atașată la intrarea dinspre amplificatorul din stânga. Așa că eu am eliminat acele condensatoare și am pus strap pe fiecare în parte. Da, cele două condensatoare, acestea sunt. N-am mai arătat în clip cum le-am dezlipit, cum am lipit două conductoare deasupra. Bineînțeles că am eliminat și condensatorul, era unul în zona asta, nu mai știu dinspre ce pin. Da, pinul 3 de 100 de microfarazi. Deși inițial făcusem destucul el pe placă și am observat că este în regulă. Îl uitasem, n-a fost cu intenție. În plus, am modificat și acel condensator de pe intrare, am pus unul mai mare. Mare atenție că acest condensator nu se pune așa la nimereală. Îl pui cu cât e mai mare, cu atât mai bine. Nu merge chiar așa, depinde de impedanța de intrare. Deoarece condensatorul de pe intrare cu rezistorul paralel cu intrarea formează un filtru trece sus, filtru RC trece sus. În cazul acesta, fiind de 220 nanofarazi cu 30 de kiloohmi în cazul montării în punte, taie pe undeva pe la 24 de Hz, adică sub 24, frecvența sub 24 de Hz o taie. Ce este peste, lasă să treacă. Am locuit cu unul de un microfarad de la Uima. Da, se vede. E acesta de față. Și dacă am calculat bine, taie, da, puțin cam jos, dar am trecut cu vederea pe undeva pe la 5 Hz. Am tot căutat să văd dacă am unul de 470 de nano, că l-ar fi fost ideal, ar fi tăiat pe undeva pe la 10 Hz în zona respectivă. Așa că am pus pe acesta de 1 micro. Eu vă recomand să puneți unul de 470, 047 micro. Un microfarad e, cred că, puțin mai mare decât e nevoie. Să facem și un scurt test pe muzică. Activez puțin basul. Am așezat în sfârșit aparatele, generatorul de semnal, kitul nostru, că el este în acest clip vedeta principală. Am alimentat montajul la 18V direct, nu am mai stat la discuții să măsor și la 12V, direct la puterea maximă. Da, aproximativ 18V. Aici o să testez și pe impedanță de 4 ohm, deși în realitate eu nu recomand varianta punte pe 4, mai degrabă pe 8 ohm. Să începem testul, ați observat că m-a alimentat la 18V. Ca de obicei, puterea se măsoară la frecvența de 1 kHz, semnal sinusoidal, să creștem amplitudinea. Încă ține. Oho. A intrat sus într-un fel de clip, dar la nu prea e clipping, foarte straniu. Asta e clipping,
partea de jos, dar sus e un pic bizar. Aici e clipping, da, partea asta, da. Deci, pe undeva pe la, hai să spunem, 18 volți la vârf, pe impedanță de 4 ohmi. Am scos un rezistor, este legat doar unul de 8 ohmi, să vedem puterea și la această impedanță. Aici intră în clipping frumos, aici în regulă, da? Uitați. Curat, 29 de volți vârf la vârf. Mare atenție că este legare în punte. A început să se încălzească destul de serios. Haideți să măsurăm și răspunsul în frecvență. O să reglez pe undeva pe la 6 volți vârf la vârf, doar ca reper. Lăsăm pe aici. Să pornim de la 20 de Hz și se pare că atenuarea este practic infimă, foarte mică. Creștem frecvența. Da, e perfect. E foarte liniar, e în regulă. Foarte bine. 4 kHz și amplitudinea se menține excelent. KHz. kHz și e totul în regulă. E perfect. Răspunsul în frecvență al acestui integrat e foarte bun. Crește mai mult din curiozitate. Până la 40 kHz. Nu crezi mai mult. Să tragem și concluziile. În privința puterii, din câte se observă, alimentând circuitul la 18V, nu am mai făcut-o și la 12V, am zis să testez direct la tensiunea maximă, suportată de acest integrat. Pe 4 ohmi avem 10W, mă rog, puțin peste de am rotunjit. Pe 8 ohmi, aproximativ 13W. Și la fel și aici, puțin peste, dar am rotunjit. Știu că de obicei, la impedanță mică puterea trebuie să fie mai mare, doar că în cazul acesta nu prea, aș putea spune că nu prea îi convine pe 4 ohmi, ceea ce e și normal. În punte întotdeauna impedanța trebuie să fie mai mare. Cel puțin așa știu eu. Așa că vă recomand să puneți pe 8 ohmi în caz de cine utilizează acest integrat YD1028. Ca să spun sincer, nu e rău chiar deloc pentru un integrat chinezesc YD1028. Iar răspunsul în frecvență e unul foarte bun. E adevărat că atenuează un pic, de fapt atenuează mai puțin frecvențele joase pentru că am schimbat acel condensator de pe intrare cu unul de 1 microfarad. Da, am exagerat, am pus mai mult decât trebuie, aș fi putut pune unul de 470 nanofarazi, la 1 microfarad e un pic mai mult decât trebuie. Asta taie din calcul pe undeva pe la 5 Hz în jos. Dacă ai pune unul de 470 nanofarazi, ar tăia de la aproximativ 10 Hz în jos. Așa că vă recomand să puneți unul de 470. Puteți pune și de un micro, dar cred că tai un pic prea jos. Cam aici să termin acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!